Salutare! Bine ai revenit pe canalul meu! Sau dacă ești pentru prima dată, bine ai venit! Te încurajez să apeși butonul de subscribe și să mă urmărești în continuare și pe viitor la clipurile pe care le voi aduce. Am să spun câteva cuvinte pentru că e la început acest canal. Pe acest canal vor fi clipuri în care eu am să-ți ofer suportul pe baza experienței pe care o am până acum cu un alt canal pe care am să ți-l las chiar aici ca să-l vezi și tu. Un canal pe care l-am construit într-un an de zile. Vreau să-ți las din experiența pe care eu am acumulat-o în ultimul an de zile ce înseamnă să-ți creezi un canal de la zero. Astăzi vreau să abordez subiectul despre monetizarea unui canal de YouTube. Majoritatea, când își încep un canal de YouTube, se gândesc prima dată la monetizare, pentru că a devenit o platformă destul de comercială care, într-adevăr, te poate expune și îți poate aduce și beneficii cu privire la bani. Adică poți să aduci munca ta acolo și la un moment dat o poți și monetiza. Însă nu e chiar așa simplu, pentru că dacă ar fi chiar așa de simplu, toată lumea ar face treaba asta pe YouTube și toată lumea s-ar îmbogăți peste noapte. Nu este chiar așa simplu. Sunt câteva mici secrete. Nu e nimic imposibil, totul ține de tine, de planul tău și de proiectul tău. Eu astăzi vreau să spun două dintre lucrurile care te pot ajuta să îți monetizezi canalul de YouTube. Prima dată trebuie să știi, oricum îți spune și YouTube Studio, trebuie să știi că ai nevoie de 4.000 de ore pe care trebuie să le faci în 365 de zile, 12 luni și 1.000 de subscribe. Prima dată vorbim despre aceste ore. Ce înseamnă aceste ore? Aceste ore pe care tu trebuie să le faci, mai exact 4.000 de ore, reprezintă cumva garanția că tu ești eligibil și ești urmărit de către oameni. Deci oamenii revin, oamenii vin și se uită și își donează din timpul lor ție să te vizualizeze. Altfel, YouTube nu ar avea niciun argument să ofere parteneriatul lor de monetizare unui YouTuber care are 10 ore pe an. Nu ar fi relevant, pentru că scopul monetizării este de a plasa reclame. Nu poți să plasezi reclame ca și companie, cum este YouTube sau Google, pe un canal care nu are ore, nu are view-uri. Asta ar fi prima chestie. Trebuie să înțelegi că tu aceste 4.000 de ore nu le vei face făcând un clip care are 4.000 de ore și să-l lași să ruleze. Ai nevoie de un conținut, un subiect sau, bineînțeles, mult mai multe subiecte care să genereze aceste ore în mod natural. Trebuie să te gândești foarte clar la proiectul pe care îl începi, ce nișe abordezi, cine este audiența ta, cum arată audiența ta, cum arată un vizitator care și-ar petrece timpul uitându-se la tine. Trebuie să vizualizezi aceste lucruri. Dacă vei vizualiza aceste lucruri și te vei gândi la aceste lucruri, lucrurile vor fi simplificate. După care va trebui să creezi, așa zisul creere de conținut. A crea conținut înseamnă să ai o listă de idei, să ai un plan înainte de a filma. Nu prea merge așa de la început, hai să te apuci să filmezi. Am încercat și eu la început și poți să fii dezamăgit foarte rapid pentru că nu ai pregătire, nu ești om de radio, nu ești om de TV. Nu ai avut pregătire, trebuie să faci o pregătire. Eu am făcut destul de multă pregătire uitându-mă la alți YouTuberi și făcând și cursuri, făcând și YouTube Academy pe care ți-l recomand și ție. Deci îți recomand să petreci ore bune pe YouTube Academy, chiar dacă multe dintre lucrurile pe care eu le spun aici se repetă și acolo, sau ceea ce spun ei acolo le repet și eu. Asta este o garanție că am trecut pe acolo și eu și tu. Și este foarte important să faci treaba asta pentru că vei învăța cum merge acest sistem. Revenind la cele 4.000 de ore, tu trebuie să ai un conținut. Acest conținut sau aceste clipuri pe care le vei posta trebuie să le faci în tandem cu audiența căreia te adresezi. Trebuie să te gândești cine sunt cei care se uită la tine. Dacă vei face clipurile gândindu-te întotdeauna cine sunt cei care se uită la tine, vei avea un succes, vei avea o reușită în față. Dacă nu te vei gândi în schimb la audiența ta, vei face niște clipuri, vei munci degeaba și view-ul va fi foarte mic. După vreo 5 sau 10 videoclipuri, trebuie să fii foarte atent să urmărești în analitice cine se uită, cum se uită și cât se uită la clipurile tale. Recomandarea mea este să începi cu clipuri relativ scurte. Nu începe cu clipuri lungi, pentru că dacă vei începe cu clipuri lungi, vei afecta din start canalul, adică durata medie de vizionare. E bine să te gândești, tu dacă ai fi
urmăritorul unui YouTuber pe care vrei să-l urmărești, cât timp ai donat de prima dată? El fiind la început. Nu cred că îi donat mai mult de 3-4 minute. Eu consider că media clipurilor de început ar trebui să fie între 3 și 5 minute. Ar trebui să fii foarte dinamic, ar trebui să fii foarte expresiv și să câștigi cumva votul de încredere al audienței tale. Nu uita că în fiecare clip tu trebuie să te promovezi întâi pe tine, să faci acel call to action, invită lumea să se aboneze la tine, după care imediat spune-le de ce ar fi bine să se aboneze la tine. Oferă-le argumente pentru care ei să se poată abona la tine. Nu se poate abona nimeni la tine doar că ai făcut o glumă și atât. Trebuie să le oferi niște argumente valide pentru ca ei să se aboneze, pentru că scopul nu este doar să se aboneze. Scopul este să fie niște abonați care să revină. Abonările, doar așa de dragul abonărilor, sunt degeaba. Iarăși, mă întorc la cele 4.000 de ore. Cele 4.000 de ore trebuie să fie din clipuri relevante. Deci nu clipuri cu muzică sau chestii genul ăsta. Vei obosi de la bun început și va fi foarte frustrant. Poți să faci un canal de muzică, dar va trebui să structurezi foarte atent acest conținut. Este destul de problematic și nu e așa simplu cum pare. O să vezi multe canale de music care au milioane de subscriberi, doar că în spate au foarte multă muncă și o bună strategie. Muzică preplătită, copyright, astfel încât să fie totul cât mai personalizat. Deci cele 4.000 de ore le poți face dacă vei realiza clipuri relevante. Și ca să poți să atingi cele 4.000 de ore, din experiența mea, trebuie să urmărești două atribute. Clipurile relevante și media de postări. Ar trebui să fie undeva la 2 pe săptămână. Atenție că dacă ai început cu 2 pe săptămână, așa să rămâi. Dacă vei modifica postările, YouTube va înțelege că tu nu poți să ții pasul. Deci, bine ar fi să te gândești la bun început dacă mergi cu una sau mergi cu două. Poți să aduci cele 4.000 de ore în 365 de zile și cu o singură postare pe săptămână, un singur clip. Dar va trebui să muncești la acel clip astfel încât să fie de două ori mai relevant, de două ori mai important și să te asiguri că vei câștiga oamenii dintr-un singur clip, dintr-o singură postare. Așa, cu două clipuri ai cumva două șanse să analizezi cumva ce se întâmplă, cum reacționează. Poți să alegi două clipuri de direcții diferite, dar din aceeași nișă și să vezi unde sunt mai atenți, la ăsta sau la ăsta. Și atunci îți vei putea face o strategie. Tu trebuie să fii tot timpul cel mai bun strateg al tău. Deci poți culege aceste 4.000 de ore fără niciun fel de problemă prin simpla ta participare. Nu apela la tricuri, nu apela la tot felul de chestii pe care le găsești prin altă parte, pentru că vei fi depunctat și îți vei face mai mult rău. Primul rând e munca ta. Deci, un plan de idei este jumătate din succesul celor 4.000 de ore. A doua chestie ar fi cei 1.000 de abonați. Cei 1.000 de abonați, cum îi câștigi? Păi sunt atât de bine strânși de cele 4.000 de ore, încât lucrurile se rezolvă precum un mecanism de la bicicletă. Totul trebuie să meargă în tandem. Uneori atingi cele 4.000 de ore și rămân cei 1.000 de abonați de atins. Uneori atingi pe cei 1.000 de abonați din start mai rapid și nu atingi orele. Asta înseamnă că dacă ai atins subscriberii, ai atins numărul minim de subscriberi mai rapid și orele nu, înseamnă că acel conținut este fie prea nișat, fie oamenii nu participă la întreg conținutul tău. Atunci tu trebuie să faci ceva foarte rapid, dar trebuie să analizezi chestia asta tot timpul. Trebuie să vezi cum să păstrezi audiența. Pentru că o altă chestie foarte importantă despre care o să vorbim într-un alt clip separat este cum faci audiența să revină. Iarăși este o chestie care dă plus valoare canalului tău. Astea două chestii sunt primele lucruri pe care trebuie să le știi atunci când vei monetiza un canal. Nu vei monetiza un canal fără a fi prezent acolo, fără a persista, fără a avea un program. E bine să-ți faci un program, e bine ca după ce strângi 50 de abonați să le comunici programul tău, să le spui planurile tale, să le spui cum vei fi prezent și să le spui întotdeauna ceea ce le oferi și chiar să le oferi ceva. Documentează-te, pentru că poți oferi foarte multe informații care să fie importante și dacă vei face chestia asta,
vei avea un succes. Lucrurile nu sunt chiar de grele. Eu mi-am dat seama de chestia asta odată ce m-am apucat să învăț. Și să știi că nu m-am apucat de YouTube fără să învăț. Mi-am dat seama din start, în momentul în care am decis să fac treaba asta, că este o chestie foarte serioasă. Nu e o platformă așa doar hai să ne jucăm de a filmatul. Și mai întâi m-am apucat să învăț. După care, după ce m-am apucat să învăț, gen, nu știu, cred că vreo lună, am început să filmez. Am filmat un clip, i-am dat drumul, am testat, am mai filmat. Clipurile mele au fost la început destul de rudimentare și n-am să le șterg niciodată. Pentru că sunt arhiva și primii mei pași de unde am plecat. Și este foarte important să fii fair play cu tine, să fii sincer și să lași și audiența să vadă. Pentru că primii tăi subscriberi de obicei rămân cu tine permanent sau o durată foarte lungă de timp și vor aprecia chestia asta că vei fi sincer. Asta este cel mai important, să fii sincer și cu ei și cu tine. Deci nu apela la shortcut-uri pentru că nu e cazul și n-ai de ce. Ideea este că aș vrea să spun în încheiere că cele 4.000 de ore sunt foarte posibile de atins, deci nu e o problemă. Și cei 1.000 de subscriber la fel pot fi atinși. Toată treaba stă la tine, trebuie să înțelegi că tu ești un actor pe o scenă unde inviți niște oameni într-un spațiu închis din stradă. Ai doar ușa deschisă, nu e nimeni în sala ta. Tu trebuie să faci în așa fel încât să îi inviți din stradă. Cum faci asta? Pentru că n-ai voie nici să ieși în stradă cu acel conținut să, uite, fac asta. Nu, trebuie să fii destul de vocal și oamenii să te audă. Ca să te audă, tu trebuie să te documentezi și să fii pregătit. Sper că ți-am oferit câteva minime argumente și sper să te fi păstrat până la finalul acestui clip, astfel încât să îți explic că aceste 4.000 de ore și acești 1.000 de subscriber sunt foarte posibil de atins în cele 12 luni și pot fi doar printr-un plan de idei bine făcut și printr-un program bine stabilit. În alt ordine de idei, având în vedere că ne-am cam lungit cu acest clip, am să te invit să apeși butonul de subscribe, pentru că așa vom consolida comunitatea acestui canal care va fi dedicat pentru a învăța să postezi pe YouTube și să îți faci un conținut de valoare pentru canalul tău de YouTube. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!